Audi, nu toate. Deci să se facă o selecție. Care sunt Da. hainele cele mai bune sau... Care trebuie schimbate. Și apropo de design vestimentar, cât îți place? Da. Există garderoba se construiește cum? Pe elemente de bază și după aia accesorizare sau cum? Eu una prefer să mă îmbrac elegant, Așa. dar totuși conform vârstei, adică nu dau un ridicol. Și niciodată prea încărcat sau dacă simt că e ceva mult prea simplu și banal, logic că folosesc un accesoriu sau ceva care să salveze situația. Dar în general n-am probleme de genul ăsta. Uite, da, apropo că sunt vremuri moderne, am observat că există posibilitatea, în loc de un mărțișor, să faci un cadou așa, între 1 martie și 8 martie, o broșă. Am observat că multe femei pot să vitalizeze Un garderoba printr-o accesoriu mai broșă. model Da. decât mărțișorul. Și poate fi interpretat Da, și ca un poate mărțișor, dai de exemplu, ocolit. legi cu fundiță, cu un șnur din ăsta alb roșu. Și uite, dar există și femei practice, așa, pragmatice. De exemplu, de 8 martie se pot oferi lucruri pentru casă. Voi ce Da, credeți? acum nu știu, nu mi se pare normal. Adică sărbătorile astea, ocaziile astea care sunt făcute pentru ceva, trebuie respectate, Nu știu nu dacă neapărat un mărțișor introduci. înseamnă un Exact. cadou oarecare, adică oarecare pe care îl poți primi la o zi de naștere sau la ceva. Deci Exact, astea mărțișorul trebuie să păstreze fiecare are așa cum semnificația e. deci trebuie păstrat. Mărțișorul se separa de alte cadouri. Da. Ok. E bine de păstrat această tradiție. Și tocmai pentru că vine 8 martie, mai devreme de atât, chiar mâine, se poate face un cadou foarte frumos. La Centrul Cultural Municipal George Coșbuc va avea loc un spectacol în care va cânta domnul Laurel Tămaș. Avem aici și un poster pe care o să mă ajute colegul din regie să-l vedeți mai clar. Așa, se va apropia camera imediat. Deci, vor cânta Aurel Tămaș, Mirela Petruș și ansamblul folcloric Cununa de pe Someș. Și va fi un spectacol deosebit unde puteți să mergeți cu cei la care țineți să vă simțiți foarte bine. Va fi o atmosferă foarte frumoasă și de sărbătoare, precum este și această lună. Dar, de exemplu, apropo de călătorie, Alexandra, știu că sunt locații aici în Europa, de exemplu, am văzut la televizor, încă n-am fost personal, dar am văzut că în Belgia se face în Bruxelles un centru, exact cum e în Timișoara, de exemplu, e un centru așa mare, Spa. așa, se face un covor de flori. Foarte frumos, cu mai multe culori, câteodată gen drapel sau există locații în care folosesc florile ca să decoreze. Da, și nu numai în Europa, adică ori ce centru spa vrea ca să atragă prin obiceiurile pe care le ține cât mai multă lume. Nu numai în Europa există așa ceva, există și la noi în România. De foarte puțin timp am fost la un centru spa aici în Mureș și a fost nemaipomenit, adică ca și în Occident, te simțeai extraordinar. Da, și sau de exemplu, tot așa, călătoriile, ieșirile în natură. Există foarte multe locuri frumoase Da. unde se poate face un weekend. Că, de exemplu, 8 martie va fi luni în acest an, dar se poate petrece weekendul de dinainte. Și este important să se păstreze tradițiile. Mărțișorul este un simbol al primăverii și de asta trebuie sărbătorit. În această lună, ce mai avem? Este Mărțișorul, 8 martie și, de exemplu, am văzut că se fac unele campanii de informare despre drepturile femeilor sau lucruri legate special de această lună. De exemplu, cum credeți voi că o să evolueze femeile în societatea românească de-a lungul timpului? Cam care sunt premisele? Din bine spre mai bine. Acum. Care credeți că sunt lipsurile sau ce nu li se acordă, în ce nu li se acordă șanse așa cum ar trebui?
Sunt multe femei disconsiderate care nu și-au loc de bărbați. Pentru că tot timpul, oricât am încercat, oricât s-ar discuta subiectul, bărbații se cred mai puternici, femeile mai influențabile și așa mai departe. Și atunci multe chestii care ar putea fi făcute și de femei sunt ignorate sau nebăgate în seamă pentru că sunt percepute ca fiind potrivite făcute de bărbați. Dar, de exemplu, ar fi așa, dacă ar fi să analizăm femeia și bărbatul, care sunt cele mai mari calități ale unei femei? Și care simțiți la fel că și pe voi vă ajută, că doar și voi sunteți femei? Care credeți că sunt punctele voastre forte? O femeie, oricât ar fi de tensionată situația, de are tot timpul o vorbă bună și o calitate de la sine. Fiecare femeie are calitatea asta de a îmbuna situația și a o remedia cumva. În schimb, un bărbat, mă rog, ei sunt mai tensionați, mai prea greu reușesc lucrul ăsta. Ok, deci avem așa unul, diplomația. Altceva. Pot fi foarte influente. Prin pot ce? Ajuta prin detalii, prin păreri, prin o mână de femeie. Lipsește, oriunde. A, la fel cum se zice că în spatele unui bărbat puternic... Se spune o femeie de succes, da. Deci avem diplomația, după aia comunicarea. Uite, apropo de asta, de aspecte, garderobă, chestii, am observat că femeile foarte ușor construiesc o garderobă, bine, culori, materiale. La voi cum e? Da, și aici sunt unele femei care se descurcă, sau sunt unele femei care au așa două, trei rânduri de haine, dar și le știu combina. Pe când altele au mai multe, mult mai multe, da. Și nu se descurcă oricât de bună calitate ar fi ele. Deci asta credeți că e o chestie nativă sau că se poate învăța? Se poate și învăța, se poate îmbunătăți, însă nu... Am înțeles. Și apropo, da, de exemplu, femei pe partea tehnică, cunoașteți? Cum am zis, cercetători sau mecanici auto. Eu personal am întâlnit și am fost foarte surprins de o doamnă care îi place foarte mult să conducă, are toate categoriile și pe camion și pe ceva extraordinar. Am fost când primăvara trecută parcă sau toamnă, am cules mere și cunoașteți asemenea femei. Pe mine una m-a surprins acum 2 ani, Miss Statele Unite, care era o femeie, un mecanic auto, și uite că ne-a surprins pe noi toți participând și câștigând marele premiu. Sau femei care participă la sporturi. Vă plac femeile care fac sport? Ce părere aveți? Nu știu, sincer, femeia trebuie să fie cât mai fină, și cât mai feminină. Făcând sport, automat devii mai dură. Adică, ești de acord să faci sport, să te minții, să fii sănătos și așa mai departe, dar nu în exces, adică nu de performanță. La limite. Da, apropo de chestia asta cu sportul, de exemplu, denotă voință. Cum credeți? Că femeile au mai mare voință decât bărbații? Sau invers? Poate că au voință, dar n-au aceeași putere în ceea ce privește sportul. Adică... Nu, dar în general, voința, femeile au voință. Da, mai multe decât bărbații. Mult mai multe. Asta se demonstrează și prin faptul că ajung la scop folosind încă mijloace mai greu. Adică drumul e mai greu, exact cum ziceați voi, că nu li se acordă toate șansele. Da, și totuși ajung. Deci, în primul rând, femeia e factor de stabilitate. Că păstrează nivelul de civilizație. Ați întâlnit oare femei din astea care sunt scorpii sau... Da. Ați avut vreodată în clasă colege care erau așa manipulatoare sau... Da, dar niciodată eu una n-am băgat în seamă. Adică firea asta de fată-femeie nu denotă decât un mare complex. Și ăla de inferioritate. Și prin chestia asta, prin comportamentul ăsta pe care oricum îl exagerează, nu face altceva decât să încerce să mascheze toate complexele și neajunsurile, fiind foarte ridicolă. Adică nu dă bine. Adică o femeie care este foarte rea sau folosește manipularea așa,